Pregătim să vedem cu ce mă surprinde Ionix. Ionix, ce șanse toate caracterele? Și toată lumea are niște pizza cu ananas? Se vede că joci cu furia în echipă, se vede clar că joci cu furia în echipă, pentru că HP-ul tău e sub nivelul mării. Primul rând, avem pe Ionix ară 60, cu Nahida la profil. Când a început jocul Ionix, uai că te lipsesc, 2021, da, ai deja 3 ani buni, 3 ani buni. Cu banii cum stăm? 132 de zile de walk-in, la banetul greu, doar la ieftin, bun, bun, bun. Exploratul la domnul Ionix, cred că e 100% peste tot. Da. Bravo, 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 bravo. Ce arme are domnul Ionix? Nu are multe pentru timpul care joacă. Chiar nu are multe. Are cumpărat Battle Pass-ul de câteva ori. Da. Cred că e obicei să cumpere Battle Pass-ul, cred că. Arma lui Ninei pentru Tanar e bun. Arma lui Raiden, lui Xiao, lui Huha, Grave Swordush, Ayato și al lui Vrio. Da, frumos, frumos. Hai să vedem caracterele. Prima și ce am disclus, ceea ce știm cu farmat până i-au ieșit lacrimile, a fost doamna Raidenuță, care are 70 cu 170 cu 164 cu arma ei. Foarte frumos e statusul cu arma ei. Și are și mult atac. Setul de emblem din așa. Aoleu, 6 cu 32, 9 cu 28, asta scârțe ce bine, 6 cu 17, 14 cu 10 și 26 critical damage. Frumos, frumos, C1, C2 când vine, cred că, triple crown. Are electro damage? Cred că da, nu? Nu, stai, cred că da, care arma? Da, are electro damage, care arma? Bun, 278R 27 că sub DPS. Pentru base atacul mare l-a folosit. Healing bonus, HP, energy, charge, atac. Dar asta a făcut într-o săptămână. C6 și crown de la ultimată. Avem, bă, doamna Furinuța. Doamna Furinuța, 37 ca HP. Da, sigur. 72% critical rate cu 182, 61R. Frumos, frumos. Critical rate, critical damage, critical rate, critical damage, critical rate, critical damage, critical rate, critical damage și critical damage. Frumos, frumos. Doamna Double Crown aproape 3. Fără R, armă. Păi da, uite-te, fii atent aici. 16 critical rate, 16 energy recharge, 17 energy recharge, energy recharge, 22 energy recharge, 13 energy recharge. Să adună. Venti, Venti are 700 DAC, minimul și recomandat de mine 700 M, cu multe R, Favonias, M, 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 M și M, bravo, bravo, C0, la talente orice faci e bine și așa nu amplifică nu știu ce în plus, 43 KHP, 1000 defense cu 1000 atac, Favonias, e zonghi la baterie, interesant, interesant. HP, HP, HP și HP. Sigur. El nu are, dar teoretic pe cine undeva are piesele lui. Ganyu, Ganyu iară n-are. Ea e Miko, ea e Miko, are 70 cu 260. Sigur. Sigur, 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 sigur. 2 M cu 2 atac. Câte M are? 100? Pentru agravite puține, dar pentru overload nu. 7 cu 20, 3 cu 34, 9 cu 13 și 13 critical rate. Frumos, frumos. Da. 52 cu 208. C2. Wow, ce status. Dai puțin, ai puțin element master. Da, wow, ce status. Dacă ai putea urca măcar la 600 cumva, ăsta EM-ul ar fi atât de frumos. Aici n-ai EM, de exemplu, aici ar putea urca un pic, critical, critical damage, critical, critical dendro, what the...
Fanare meu invidios, nu știu cum să vă spun. Dar invidios, invidios. Da, e frumușică. C2-ul, crowned EU, nici nu triple crowned. 6 cu 200 și ceva, arma foarte bună pentru el. Avem 6 cu 21, 6 cu 21, 2 cu 7, dendro și critical rate-ul, cât avem? Da. C3. Da, interesant, interesant. Aproape crowned ultimata, basic-ul e crowned, frumos, frumos. Nilos am 64k HP, 2 cu 2. Arma care folosesc și eu frumos, Nilo pe viață. 30k HP, 81 cu 180, 192 R cu armă de R. Avem 12 cu 20, 6 cu 28, 10 cu 19. Asta e vai de capimă, dar real, dar are HP. Hai că-l acceptăm în trib. Critical damage, critical rate și HP, deci e bun. Câte una e foarte bună, adică majoritatea sunt bune, câte una e rea. ok, aici e doamna jucată la buff, only buff, pentru showcase-uri. Da, pentru showcase-uri. Am înțeles. 30, 71 cu 240, Stat of Homa. Avem 10 cu 18, 11 cu 14, 10 cu 14, 18. Asta un pic mai improve, se mai poate. Poate un pic mai multe, mă, poate. Nu mai critica emblemul, că iar intră acolo. Eu critic ce văd. da, e foarte bun, hoha. 900 M cu flopul? Nu cu flopul. Da, e ok oricum. Dacă vrei să dai un pic mai mult damage pe Hyper Room, schimb pe flop. Dacă nu, sigur și așa e ok. Poate mai degrabă îți recomand 2M. Heal-ul cu mult, armă craftabilă. Aici avem 240, 50 cu 160. Sacrifice-ul, poate favorirea să merge mult mai frumos. 6 cu 13, R, 30k damage. Sigur, sigur. Aproape C6, cred că e ciudă că n-are C6, cred că. 35k HP, hau, hau. Iau, iau, are 35k HP cu Black-ul. 188 R-ul. Se joacă la Dipo, nu-i cea mai rea soluție. Poate Tenacity ar ajuta mai mult, mai ales pe Nahida. Ajută mai mult Tenacity-ul pentru că E-ul lui Nahida scalează și din atac. Da, e frumoasă, frumoasă. Oh, dar n-are, nu știu ce pe ea. Hai că se poate. 56 154. Sacrifice-ul. Aici emblem, aici Xinciu, sigur, 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 foarte, foarte bune. Foarte, foarte bune, Xinciu s-a dat de ustură și are ultimata constant. Barbar are 32k HP cu puțin R, observ, dar e la Thales, deci jucată și ea ca și fel de buffer. Da, e bună babala, C6, normal că joci de mult. 8-8-8. Ce considerați are pe Xinciu? Cred că maximă. Da, maximă. Are 30 cu 240. Nu zic că zoci și tu la setul ăsta. Setul de Hunter. Da, setul de Hunter e bun. Din păcate nu e bun Hunter pe el în sine, dar în rest e foarte bun. Și arma foarte bună. Refine 2, observ. Avem Xaling-ul cu 54, 182, 214 R. Da, critical rate-ul e perfect. 10 cu 21, critical rate și M. Critical rate, energy recharge, M cu 10 cu 21. Asta e melt și vape în același timp. Xaling, frumos, frumos. Foarte frumos. Crowned ultimata. Avem fișciluță. 80 cu 190. Atac cu atac. Da, e frumoasă pișciluță. Pișciluță e frumoasă. Ginuță 40, încă nu la maxim, 40 cu 70, încă e în construcție, Favonias, că pentru că e din Favonias. BV-ul, avem energy charge, attack și healing bonus sau attack tot acolo-i.
C0. Nu pierdu 50-50 cu ea, o fără deodată. E bun. N-are nimic piese, n-are nimic piese, n-are nimic piese, n-are nimic piese. Cred că nu mai avem piese, așa-i? Cred că nu mai avem piese. Cred că atât a fost tot. Foarte frumos, foarte frumos cont. Foarte frumos, foarte... Se vede că îi joacă de copii Abyssul. Câte 5 staruri ai? Ai 4, 9, 13, 14, 15, 18, 18, 5 staruri. Nu știu ce, mi se par puține sau... De ce mi se par puține? Că ai constelații, așa-i? Nu, că ai 50-50-uri pierdute în prostie. Am înțeles. Am înțeles. Ce constelație, dar 50-50-uri pierdute în prostie. Că am văzut tot ce era de văzut. Bravo, Ionis. Mândru.